mai înțelept azi decât ieri. Învățând înțelepciunea din cartea Proverbele lui Solomon. Astăzi toată lumea are ceva de zis. Toți știu, sau cel puțin au impresia că știu multe și sunt gata să spună ceea ce știu. Există libertatea de a vorbi, însă există și libertatea de a asculta și e bine să învățăm să o folosim cu discernământ. Să asculți pe oricine are ceva de zis este un mare pericol. Pastorul Marin Pintilie ne aduce astăzi avertizarea înțelepciunii asupra acestui pericol. Proverbe, capitolul 2, versetele 10 la 15. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va vedea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Pericolul asupra căruia înțelepciunea ne atenționează, și anume calea cea rea, are ca element de fațadă și de propagandă discursul viciat. Versetul 12. Ca să te scape, ia înțelepciunea, să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate. Tot ce urmează, consemnat în versetele următoare, este conținutul nefast a tot ceea ce înseamnă această cale rea sau calea cea lată care duce la pierzare, cum o numește Domnul Iisus în Matei 7:13. Și iată ce urmează, începând cu versetul 13. Cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Mai pe scurt, avem așadar abandonarea adevărului, preferința pentru întuneric, pentru întunericul moral și spiritual, bucuria și plăcerea pentru rău și răutate și un labirint, un hățiș de drumuri și idei întortocheate și încurcate, menit să amplifice stricăciunea și confuzia și să facă aproape imposibilă găsirea unei ieșiri pentru calea sau spre calea care duce la viață. Inspirat de Duhul, poetul creștin Traian Dorz exprima această tristă realitate în versuri ca: uitând de adevărul unic, azi nu mai știți ce e sau noi. Când sunt prea multe adevăruri, greu mai găsiți cărarea lui. Dar în fața tuturor acestora, așa cum am spus, stă discursul, cuvântarea, discursul stricat sau viciat, alcătuit de așa manieră, în așa fel încât să mascheze la început răul, pentru ca mai apoi să-l justifice, iar în final să-l prezinte ca pe o normalitate, ca pe ceva bun și necesar. Așa s-a întâmplat dintotdeauna. Apostolul Pavel, de exemplu, ne prezintă în scrisoarea sa către Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18, această ascensiune a răului, de la o fază embrionară, culminând cu versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Dragi prieteni, noi trăim într-un univers al cuvântului, un univers care este rodul rostirii divine. Dumnezeu a zis să fie și toate au fost. Sau Psalmul 33:9, că cel zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Menirea cuvântului este aceea de a exprima caracterul, gândurile, simțămintele sau voința celui care vorbește, fie că ne referim la Dumnezeu, fie că ne referim la un om. Cuvântul rostit este prima modalitate de a-l cunoaște pe cineva sau de a avea o relație, de a crea o relație
cu el. Dar odată cu căderea omului în păcat, diavolul a pervertit rolul acesta al cuvântului. Cuvântul care exprima adevărul a fost pus în slujba minciunii. Cuvântul care crea relații curate creează acum conflicte și relații păcătoase. Cuvântul care exprima caracterul și intențiile unei persoane e folosit acum, cel mai adesea, ca o mască în spatele căreia cel ce vorbește se ascunde pe sine și, bineînțeles, își ascunde intențiile murdare sau viclene. Discursul viciat nu e lipsit de elocință. Nu. Dimpotrivă, el încântă auzul. Șarpele cel vechi, acela care înșală întreaga lume, a pus în mintea și gura agenților săi suficientă abilitate, un anume tip de înțelepciune drăcească, cum o numește Iacov, folosind fiecare context istoric, adaptându-și mereu discursul compus din minciunile cele mai potrivite pentru o anumită epocă, asta spre a spori răul, confuzia, pentru a alimenta speranțe deșarte, pentru ca în final să lase în urmă dezamăgire, dezastru și moarte. Așa s-au născut marele ideologii, marele civilizații, marele imperii, care s-au crezut cândva eterne, dar care au apus de mult și zac acum în negura istoriei sau în negura uitării. Discursul viciat e acela care face ca un păcat, un păcat mizerabil, să urce treptat, treptat din adâncurile tenebroase ale societății și să se afișeze azi la tribuna celor mai prestigioase parlamente ca ceva absolut normal, ca un drept fundamental al omului, ca ceva ce trebuie respectat și tratat ca o virtute. Iată de ce e foarte, foarte important ce ascultăm. Spre ce tip de discurs ne plecăm urechea? Cred că noi trăim deja în acea vreme despre care Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, în 2 Timotei 4:3. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Să ascultăm împreună chemarea înțelepciunii, chemare menită să ne sensibilizeze și să ne protejeze urechea, determinând-o să se întoarcă de la cuvântările stricate și să se deschidă larg spre învățăturile care duc la viață și fericire eternă. Proverbe, capitolul 5:1. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Proverbe 22:17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Proverbe 23:12. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Eclesiastul 7:5. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Cu bine, prieteni, și nu uitați, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nu asculta orice. Ești liber să îți deschizi sau să îți închizi urechea. Alege cu înțelepciune pe cine și ce asculți, pentru că nu toți care țin cuvântări îți vor binele. În schimb, tot ce asculți intră în tine și îți influențează viața. Fii înțelept. Înțelepciunea te va ajuta să discerni. Nu tot ce te face să te simți bine e cu adevărat bun pentru tine. Încarcă-te cu învățăturile și principiile biblice și gândește pe termen lung. Sunt Alina Macari, îți mulțumesc, drag ascultător, că ai fost pe recepție și te aștept și la următorul episod, pe care sper că îl vei asculta cu interes.
mai înțelept azi decât ieri. Învățând înțelepciunea din cartea Proverbele lui Solomon.